a fost oprit de polițiști pe drumul dintre Păltinii și Rășinari. Bărbatul de 52 de ani din județul Argeș nu a putut justifica prezența celor 850 de brazi care nu aveau crotaliu, așa că pomii au fost confiscați și predați ocolului Silvic Rășinari. În plus, bărbatul s-a ales și cu o amendă de 5.000 de lei.